job's a joke, you broke. Your love life's the other way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But să ne întâlnim cu cineva special, a nu știu când. Da, deci trebuie să mă întâlnesc aici cu Octavia și nu e. Și așteptăm, uite, suntem în Roma. Așa, și a venit mașina să mă ia. A durat doar un minut. Ia uite ce avem noi aici. Băi, s-a tuns ratatul! Mă, dar tu cât o bagajul ai? Știi că vin două zile? Un secund? Salut! Hai cu ăsta! Salut, mă! Salut! Nu vreau, nu vreau! Un sec, băi! E tradiția! Te arat câteva hai, camere, hai, noroc! Salut, mă! Băi, cât ce frumoase! Cum să nu ai în capă? Dar ce v-ați luat, frate, la voi? Nu știți că stați doar două zile? Ia arată vor bagajul să văd ce bagaj aveți. Deci ia la lui George care, ia uite, da, da. Deci stăm doar două zile aici, deci nu știm ce ne-am luat la noi. Am ceva. Suntem în Piatra Neamț. Salut! Suntem în Piatra Neamț. E prea de față Neamț. Am vorbit vorbesc cu Oli la telefon. Uite ce tare, o corăbioară. Avea o oiță. Face filmarea, păi da. Pentru fanii. Salut, Oli. Salut, Oli. Oli! Te pup, Oli! Ok, bine. Toată lumea vorbește la telefon bine, aici. Pa, o cheamă. Ușa! Am ieșit afară și am oprit să mâncăm ceva. Ghici unde? Ați ghicit. Amec. Asta e replica lui Oli. Bă, vorbesc serios, frate. Ce? Întâi un magazin care se cheamă Pupu Pupu. Piatra Neam, Sprite Chicken. Suntem la ziua Adelinei. Suntem la ziua Adelinei. Am ajuns, frate, și ne-a pus la treabă. Dar nu suport din ne-a pus la treabă. Să facem ce ne-a pus, mă, să facem. Să vă înfățați patul. Ce să ne înfățăm patul. Ce să facem, mă? Să ne înfățăm. E mai ziua de cuvântul ăsta. Și Adelina a zis să ne desfățăm. Și vreau să... Octavia vrea să-l înfățăm. Îl desfățăm ca să-l înfățăm. Da, mă. Și... Vrei să dormi în așteptăturile care au dormit părinții lui Alex Galvariu? Da, frate, vreau, că îi respect pe părinții lui. Atunci nu-ți schimba așteptutul! Aolo, ce da. Sunet te scoți! Da, tu, te liniștită! Da! Hai să punem muzică, să bem și ce mai faci, mă? Ia zi, mă, ce facem acum? Faci ca mafia, așa? Da, da. Am dat afară pusta din prima. Ca să câștigați eu că... Așa, mă, deci a luat Johnny aici prezervativ de cal. Și vrea să dea foc, frate. Vrea să dea foc. Arată-mă, vrea să dea foc la chestia asta. Și știi că dacă dă foc, se ridică toată chestia asta, frate. În aer. Ce, mă, l-ați griat? Da, era spus în spate. Și până la ce... Până la ce...
Ia mă, Vlad, ține asta puțin. Eu, ține ce cor? Sau cei pe care îi văd. Ca să ce? Să pregătim de celălalt. Bă, dar nu trebuia să vină frate asta pe aici, uite așa, peste aici, frumos. Da, mă, inginerule, care ai proiectat. Dar nu le-am proiectat eu, frate, nici nu știu ce sunt în penile astea. Tu și Vlad, ia face mai suspect. Să-ți cam eu în buchetă. După ei doi, voi doi. Hai. Haideți, acum vom merge să dăm foc la astea. Nu, 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 la un moment dat. Și să se mai vadă nimic. Bună seara, ia, ăsta, București. Facem un tabără cu copii. Pe bun. Cât costă una de asta? Zine mai încolo, nu. Ia uite, mă, ești nebun. Bă, nu ține nimeni. George, la cât alcool ai în tine, nu te-l apropii. Ia uite, frate, ești nebun. Bă, deci nu vine să cred. Bă, ești nebun. Bă. Bă, se duce spre vină. Bă, asta o să cadă. Ce problemă? Tot stingătorul. Bă, era un stingător pe aici. Bă, dar ce mișto astea, cât? Bă, vreau să... Acum vreau să întreb cât costă, nu? Ia uite, frate, ești nebun. Mă gândeam eu cum să... Costa și cu tine. Bă, cât de tare. Și da. Noi le recuperăm din pădure, nu? Da, 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 și le dăm foc din nou. Ce dorință, două chiar. Și ia zi, Adrian, de ce ne-am strâns noi aici? A postat cu o bâtă. Dar zi-mi la cameră, să afle și ceilalți care n-au fost. Care n-au putut să ajungă la ziua ta. Hai zi. Da. Când au venit doi băieți care m-au apostat cu o bătă. Cum i-au spus locul meu ceas. Da. Dar suntem golani, nu mai suntem. Da. De ce, domne? Ce? Am auzit că sora dumneavoastră a făcut-o... Ce? Care-i treaba? Deci, sora mea care se iubește cu el a făcut un copil pentru că se iubesc. Și la aia a mers și la luat să ieși. Păi nu, dar... A, și-a făcut un acord, nu? Să-l luați 60 de minute pe zi, nu? O oră, adică. Adică 3600. Bună dimineața, este duminica. Am ajuns să... Da, duminica în familie, un cuvânt. Lumea începe să-și facă bagajul. Toată lumea este extenuată. Costa și-a făcut bagajul de aseară. De aseară și-a făcut Costa bagajul. Tu te bă, pensionarule, că te-ai culcat la ora 9 jumate. Ce vreau să mă uit la măcelul în capa la România? Costa aseară, dar sigur cu bagajul. Bă? Ce mâncăm pe trei? Nu știu, niște mâncare de aici? Băi, nu știu, nu știu. Băi, îmi vibrează ceva. Dacă nu e telefonul, grav. Bag mai am buzunar și văd ce scot. Îți faci mântușoare rectal să vedem dacă ai prostat. Da, domn profesor. Bă, să luăm frate, tu vezi ce e aici, numai salam și ceafă, ești nebun? Da, mă, și acum ne pregătim să plecăm. Măi, lasă-mă că mi-a pierdut mănușa! Am găsit-o! Am găsit mănușa, frate. Super. Așa. Și acum ne îndreptăm toți către mașini, să plecăm acasă. Suntem foarte fericiți. Am ajuns în Pașcani cu Octavia și cu Ana. Și noi acum nu vrem să ne urcăm în tren. De ce? Vrem să mergem la București. A, înțeles, nu putem să ne urcăm în tren. Nu, vrem să mergem să ne urcăm în tren. Ne-au dus fetele până aici cu mașina. Ne lasă în Pașcani, ele se duc să-și vadă de viața lor și noi de-a noastră. Și asta e momentul desfărțirii. Pa, George! Pa.